Marilor, țin să vă reamintesc faptul că la lansarea Are de Vragea, în sala de conferințe, erau și primari de la PNL. Mă amintesc aici pe primarul de la Mera, parcă de la Regiu. Deci despre ce comportament diferit vorbim când și PDL și USL practică aceeași... Eu nu mi-aduc aminte să o fi venit unul din primarii pe care îi numerați. A fost vorba și de Regiu și de Mera și de Vânători. Răcoasa, nu mi-aduc aminte că acești primari s-o fi ieșit în conferință de presă și să spună că au trecut la PDL. Deci n-au făcut acest lucru. S-au afișat alături de PDL. Au venit afișându-se alături de PDL, dar nimeni niciodată nu le-a impus să vină să facă fotografii, să stea în fața presiei împreună și să spună, domnule, știți, noi am trecut în curtea PDL-ul începând de astăzi. Eu nu mi-aduc aminte să o fi întâmplat așa ceva. Că au venit, unii dintre ei chiar au și obținut, bravo lor, chiar au și obținut fonduri pe localitățile lor, bani destul de mulți, cum e primarul de la Jariștea. Asta este. Vă pare rău? Că nu ne pare rău. Cum să ne pare rău? Chiar este un lucru bun că comunități acolo unde primarii au fost destoinici au primit bani chiar dacă primarii respectivi la momentul respectiv erau în opoziție. Păi poate același lucru încearcă și primarii. Noi înțelegem altfel să facem politică și suntem de multe ori acuzați, poate pe nedrept și de unii dintre colegi, că ar trebui să facem un alt tip de politică mai dură, așa cum fac colegii de la USL. Noi am intrat în Uniunea Europeană și înțelegem altfel politica. Și sperăm ca pe viitor și electoratul să înțeleagă, să perceapă mai bine realitatea de la nivelul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și să marșeze alături de noi. Suntem în prezent la 18% după sondajele, ultimele sondaje. Până în toamnă, până în septembrie, credem că ajungem la în jur de 21%. Ne consolidăm în teritoriu, au început alegerile în organizații de secții de votare, raportăm în fiecare miercuri la București stadiul alegerilor din OSV-uri și efectiv zicem că ne facem treaba. O să vedeți un alt tip de comportament în opoziție la PDL Vrancea de acum, dacă o să mergem pe graficul, nu dacă, sigur o să mergem pe graficul impus de la centru. Dacă nu mai sunt întrebări, voiam să vă întreb ce le transmiteți consilierilor locali de la Ureche și Năruja. Sprijină în continuare primarul, fac opoziție primarului, care va fi relația de colaborare dintre... Eu le transmit colegilor noștri consilieri PDL atât de la Ureche cât și de la Năruja să colaboreze și să ajute localitatea care i-a votat, în primul rând ajută localitatea, nu pe primarul respectiv. Să-și facă treaba, să colaboreze cu primarul astfel încât să fie promovate la nivelul localităților respective proiectele de interes local și proiectele care sunt în beneficiu cetățenilor localităților, celor două localități. Asta este mesajul pe care îl transmitem. Deci să voteze proiectele private. Să voteze proiectele de importanță pentru... Domnșoară, vă rog frumos să scrieți de acum în ziar ce vă spun eu, nu ce spuneți dumneavoastră. Este foarte important. Deci, domnul Blaga, ca să vă reamintești față de colegii dumneavoastră, domnul Blaga n-a declarat niciodată că nu-l mai sprijină pe Neață la președinția PDL Vrancea, ca să facem o mică paranteză. Domnul Oltean a declarat, nici dumnealui n-a declarat chestia asta, vă spun ce a declarat domnul Oltean și trebuie să-l sunați. Pentru că a fost contactat pe tema asta. Domnul Oltean a declarat că în toate județele unde rezultatele la alegerile parlamentare au fost sub media națională, vor trebui luate măsuri pentru ca organizațiile respective să fie întărite și să își facă treaba.
Nu eu am fost președinte în această organizație când au fost alegerile parlamentare și când PDL Vrancea a obținut rezultatele sub media națională. Chiar dacă n-au fost niște rezultate extraordinar de proaste, trebuie să fiu corect, am fost al 15-lea județ din coadă, din ce știu eu. În presa națională era declarația, cu dat 5 exemple, 5 județe. Dâmbovița, Neamț, Vrancea și încă două, nu mai țin, Mehedinți, nu mai țin. Deci, domnul, așa era declarația cu ghilimelea domnului presa națională, domnul, nu am inventat-o noi. Domnul Stancu, nu vă ascund faptul că sunt, că există și anumite presiuni din, o să vă spun până la capăt, și din mass media și de la diverse persoane foarte cunoscute la nivelul județului, de a pune mâna pe PDL Vrancea, pe acest partid, pentru că atunci când pui mâna pe un partid, știi că ai pus mâna pe viitor post de deputat și așa mai departe, candidatură la primul post la Consiliul Județean și așa mai departe. Există o astfel de luptă la această oră pe care nu vă ascund. Eu, în ceea ce mă privește, vreau ca opinia publică din județul Vrancea să știe următorul lucru. N-am să trădez niciodată PDL Vrancea, sunt de 20 de ani aici, nu o să trădez niciodată PDL Vrancea, negociind în dauna partidului cu alte partide, deci n-am să fac acest lucru, am să mă bazez pe oamenii de forță din teritoriul ai Partidului Democrat, oameni pe care i-am și adus în BPJ Vrancea, oameni care au pierdut alegeri la 12 voturi, la 17 voturi, la 60 de voturi, pe care i-am adus sunt aici în BPJ. Pe acești oameni am să mă bazez și nu pe oameni care niciodată n-au muncit, dar au primit tot felul de funcții la nivel de vârf în PDL Vrancea. Au fost întrebați aici, nu vreau să dau nume astăzi, au fost întrebați aici în PDL și au fost rugați să ne spună ce rezultate există în spatele lor. Bineînțeles că n-au știut să spună. S-a transmis un semnal negativ către șefii noștri de organizație prin acel mesaj din ziarul de Vrancea, Blaga nu-l mai vrea pe Neaț odată. Bineînțeles că oamenii au început să sună, domne, despre ce e vorba. Le-am explicat, asta este. Iar un al doilea mesaj s-a vrut a fi transmis către BPJ Vrancea, aici, din interior. De către o persoană, coleg de-a nostru, care vă spuneam a primit. Nu a primit, dar n-a dat nimic PDL-ului. Deci eu o să merg în continuare și am să marșez cu oameni care sunt în stare să facă ceva pentru partid în teritoriu, acolo, și vă spun că ne-am organizat. Numai nu o să mai vedeți om din BPJ care să aibă să răspundă de tot colegiul singur și să vezi, doamne, el are 20 de localități sau 19 sau 9 localități după colegiul 2. Nu! Avem responsabili din BPJ care au maxim 3 localități, 2-3 localități și o să-i tragem la răspundere. Cine vrea să facă treabă, merge alături de noi. Cine nu, pleacă. Bineînțeles, și președintele partidului poate să plece în condițiile în care cei de la București, de la centru, să constate că nu ne-am făcut treaba. O să raportăm. Există modelul de raportare. Domnul Târșculescu mai are un rol în această organizație, că din ce am înțeles mai sună șefi de organizații, primari, se mai interesează de activitatea organizațiilor locale. A luat legătura și cu dumneavoastră, mai are un rol? Domnul Alin Târșculescu